găsit, dragi telespectatori. Continuăm călătoria printre dosarele vremii. Invitata noastră de astăzi este scriitoarea Ana Ruse, practic revine în emisiunea noastră, cu care vom vorbi despre jurnalul de călătorie, pentru că, mă rog, cum bine știți și din emisiunea trecută, doamna Ana Ruse are un cont de extraordinar, a călătorit foarte mult și mi-a propus această dezbatere în cadrul emisiunii noastre despre ultimele călătorii din Orient. Doamna Ana Ruse, bine ați revenit! Bine v-am găsit! Bună ziua tuturor și mai ales acelora care sunt împătimiți de călătorii, ca și mine. Și am înțeles dintr-o discuție anterioară și domnul Virgil Coman este împătimit de călătorie. Într-adevăr, și eu în ultimii ani am călătorit în Europa și chiar mai recent am început să scriu și eu, într-adevăr. Vă doresc succes! Niște note de călătorie, dar fără îndoială că nu am condeiul dumneavoastră și chiar mă uit pe aceste lucrări și le răsfoiam și înainte de emisiune, într-adevăr, lucrări consistente care practic reprezintă activitatea noastră de creație, nu? În urma acestor călătorii prin toată lumea, nu? Pentru că, mă rog, țin în mână lucrarea Tainele Mexicului, nu? O călătorie, bănuiesc, prin da, este Mexic. O călătorie în America Centrală, în Mexic. Și nu numai în Mexic, pentru că a avut în program Belize, Honduras și Guatemala. Da. Apoi, splendorile americane, iată. Splendorile americane conduc cititorul. După ce universul m-a condus pe mine în 7 țări din America de Sud, printre care Peru, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brazilia. Și splendorile asiatice, nu? Splendorile asiatice ne duce cu gândul undeva în Asia și anume în India, în Nepal și în Tibet. Tibetul, care este un mister, încă o atracție pentru toată lumea. Sigur, nu puteau lipsi splendorile europene, nu? Da, este o trilogie, o să o vedeți și pe următoarea. Este o Europa într-un periplu mai mic, undeva Coasta de Azur, Valea Loarei, bineînțeles trecând prin orașul luminilor, Parisul. Paris, da. Iar pe copertă avem una dintre da. Minunile arhitecturii gotice din Viena, domnul Sfântul Ștefan. Sfântului da. Ștefan. Da. Și eu l-am vizitat astăvară și l-am revăzut astăvară. Mă rog, sunt îndrăgostit de Viena. Pot să afirm asta și pentru mine Viena, într-adevăr, este un oraș minunat care merită a fi văzut cel puțin o dată în viață de către orice. Da, eu am avut bucuria să-l văd de vreo 3 ori și de fiecare dată cam altceva și m-a bucurat. Da. O altă lucrare care poartă semnătura doamnei Ana Ruse. Da. Este o călătorie în Anglia. În Anglia. Și aici, călătorii sudice, da? Da, altă... călătorii sudice, este vorba de o călătorie în Portugalia, în Spania și în Maroc. Da. Sigur, nu putea lipsi nici Basarabia noastră, nu? Da, Basarabia merita o carte mult mai consistentă, dat fiind că fac parte din Asociația Pro Basarabia și Bucovina de mulți ani. Chiar printre membrii fondatori ai filialei Constanțene și am avut bucuria să fiu invitat acolo de N ori, este dor de Basarabia. Basarabia totdeauna va avea loc în sufletele noastre cu un dor care să sperăm că se va potoli în momentul în care vom vedea România Mare. Și eu sper asta pentru că ne dorim, sigur, toți cei care
gândim românește și simțim românește, indiferent că ne aflăm în România sau în Basarabia, nu? Și sper că într-o zi se va întâmpla asta și nu foarte târziu. O altă lucrare, nu? Da, avem acolo o carte de suflet. Se spune că dacă nu scrii și cu gândul la Dumnezeu, parcă scrisul tău nu ar avea valoare. Am avut bucuria să ajung în Țara Sfântă de 2 ori și prima dată impresia a fost atât de puternică încât am scos această carte. Da, o altă lucrare din Albania în Bali și eu am fost, discutam despre Albania și v-am împărtășit câte ceva din experiențele mele din Albania și m-am bucurat când am aflat că ați fost în Albania, Da, pentru că e o Albania țară fascinantă, deși mică. e mică, Mulți se tem să e ca o meargă. mică bijuterie, Exact. așa am conceput-o, am simțit-o. Este o carte care cuprinde mai multe călătorii, e vorba de călătoria în Albania, dar și de o călătorie în Israel, în Iordania, în Turcia și în sfârșit în Indonezia, Malaezia, Singapore și bineînțeles Bali. Dar titlul nu putea să Absolut, absolut. cuprindă totul, dar din Albania în Cred Bali, că este un titlu inspirat. arc peste mai multe țări pentru a parcurge din Europa în Orient. Păi, mirajul călătoriei e o altă lucrare, da? Da, cineva mă întreba, ai scris atâta despre atâtea țări, dar despre România, bineînțeles că România trebuia să fie prima și prima carte despre nu am aici la mine, pentru că, vedeți, acolo sunt doar 10 cărți din cele 20 cărți de călătorie. Și aceasta este a doua carte de călătorie. Prima s-a chemat Peisaj Sentimental și aceasta este a doua. Cu două cărți de călătorie am pretenția că am ajuns în cele mai frumoase și interesante locuri din România. Și aceasta e una dintre ele. Și ultima sau, nu? Cea Da, care vă aceasta este cea mai cea mai recentă, a recentă, da? 20-a carte de 20. călătorie. Da, despre care Fascinantul Orient, despre o. care vom vorbi mai mult. Da. Într-adevăr, o producție editorială consistentă și mă bucur că aveți acest talent și reușiți să așterneți pe hârtie informații pe care cei interesați le pot citi, le pot afla, nu? Condițiile în care știm foarte bine că nu este la îndemâna oricui să vadă, sigur, diferite colțuri ale lumii, având în vedere costul unei excursii Și sănătatea. și sănătatea, fără îndoială, și fără îndoială sănătatea. V-aș propune să discutăm despre ultimele călătorii ale dumneavoastră, cele din Orient, pentru că, într-adevăr, cel puțin înainte de emisiune, când îmi povesteați, mă simțeam deja călător prin aceste țări, nu? Prin Japonia, prin Coreea, prin Vietnam, prin Cambodgia, nu? Iată, numai câteva locuri. Sau Da, prin Thailanda, sigur vă că. mărturiseam că am colindat prin aproape 60 de țări și dintre acestea 10 sunt în Orient și Extrem Orient. Da. Prima dintre țările atât de îndepărtate a fost China și despre ea am scris în cartea Trei călătorii de vis. Apoi a urmat India, Tibet și cu Nepalul, despre care am scris de asemenea. Și următoarea călătorie a fost în Malaezia, Singapore, Indonezia. Și în sfârșit, anul trecut, am făcut două superbe călătorii. E vorba de o călătorie în Vietnam, Cambodgia și Thailanda, cu un popas de 2 zile, într-un loc unde credeam că nu o să pot ajunge, pentru că chiar nu-mi doream.
Este vorba de Dubai, acolo unde se duc vedetele pentru shopping. Eu nu aveam de gând să ajung acolo, dar dacă tot s-a nimerit să facem un popas, a fost binevenit. Apoi, această călătorie a fost făcută anul trecut, în 10 decembrie, 10 ianuarie, Deci timp de o lună, da. și timp de o lună, iar anul acesta, în mai, am ajuns în Coreea, în Japonia și Coreea, și toate aceste țări am încercat să le fac cunoscute și celor care nu pot ajunge acolo și nu pot ajunge exact cum spuneați dumneavoastră, din cauza prețurilor, dar și din pricina sănătății, Haideți pentru să că drumul vedem. durează foarte mult. Într-adevăr, și mie nu-mi face plăcere să circul cu avionul, dar totuși este Da, o să mică stai uie. 14 ore în avion Absolut, nu este e tocmai comod. absolut. Însă, totuși, avionul te ajută foarte mult să ajungi la destinații îndepărtate, mă rog, într-un timp foarte rapid. Haideți să vedem, totuși, aceste ultime călătorii. Cum ați văzut Japonia? Pentru că am discutat și cu alte persoane care au ajuns în Japonia, într-adevăr o țară minunată, dar totuși o viață foarte scumpă, într-adevăr cu prețuri foarte mari și nu este chiar la îndemâna oricui să ajungă în Japonia sau să călătorească prin Japonia. Da, Japonia este o țară scumpă și când zicem o țară scumpă sau ieftină, totul se raportează la nivelul de salarii. Dacă în Cambodgia, cum vă spuneam mai devreme, cu 2 lei mănânci de te saturi, 2 lei în banii noștri, în Japonia până și o ilustrată costă 2-3 dolari. Nu mai vorbesc de mâncare, care este foarte scumpă. Însă, am făcut parte dintr-o excursie în care am avut demipensiune. Și atunci masa nu ne-a interesat, nici nu prea am intrat în niște magazine. Salariile lor sunt extrem de mari, câteva mii de dolari. Omul cel mai sărac are 2000 de dolari și atunci prețul nu este deloc mare. Pentru ei, Dar sigur, da. pentru noi, normal că era foarte mare. Ce v-a fascinat în Japonia? Ați fost la Tokyo, nu? Japonia, e normal, cine a călătorit a văzut japonezii în excursii. Deci îi știam cumva, îi știam de prin filme, îi știam din cărți, dar e cu totul altceva când îi vezi la ei acasă. E o țară cumva cu un popor care și-a păstrat extrem de bine originalitatea în toate domeniile. Pentru că un japonez aproape că nu are voie să se căsătorească cu altcineva din altă etnie. Deci aproape nu este voie. Și atunci în Japonia n-ai să vezi decât figuri japoneze, n-ai să vezi altceva. Și japonezul este educat de când este copil, în familie, în școală. Și aș face aici o trimitere la școala noastră, care încearcă să aducă niște idei din altă parte, dar nu prea bine. Și am să vă spun, argumentez. Am întâlnit grupuri de școlari și preșcolari de la 4 ani până la cei care trebuie să meargă la universitate, deși licee. Toți îmbrăcați în uniformă. Nu le se micșora năsucul sau galoanele de pe umeri pentru că erau în uniformă. Și toți foarte ordonați, foarte cuminți. Ce făceau acești copii? Erau în ceea ce vor să facă ai noștri în învățământ, săptămâna altfel. Dar ei aveau chiar o săptămână altfel, în care se duceau prin țară și aveau contact cu ceea ce înseamnă cultura, religia,
Și satul adevărat, satul cât mai este la ei, pentru că satul în Japonia nu prea mai există. Sunt niște enclave devenite muzee, nu prea mai există sate, toate au devenit orașe. Așa se face educația. Educația aceasta stă la baza progresului acestui neam, pentru că același lucru l-am constatat și în alte țări care au avut parte de războaie. Nu există român care să nu fie auzit de Hiroshima, de războiul care a făcut zob toată Japonia, dar a rămas intact spiritul acesta de patriotism. Și pe baza acestuia poporul s-a ridicat și a reconstruit totul ca o pasăre Phoenix. Același lucru s-a întâmplat în Coreea, în Vietnam, în Cambodgia. Haideți să vedem, așa, trecând din Japonia către Vietnam, pentru că ați amintit Vietnamul. Cum ați văzut Vietnamul? Cum a văzut Ana Ruse Vietnamul? Vietnamul, chiar am un capitol în carte, Viața pe scutere. Așa se și cheamă. Pentru că în Ho Chi Minh, capitala Coreei de Vietnamului, Ho Chi Minh, există câteva zeci de mii de scutere. Transportul în comun este aproape inexistent. Fiecare persoană are unu sau două scutere sau motociclete. Și pe acel scuter călătorește o persoană sau patru persoane. E de tot râsul să vezi patru persoane pe un scuter sau să vezi pe un scuter conducătorul și în spate să vezi o ladă imensă sau o mobilă sau ceva. Deci ei se plimbă foarte mult cu aceste mijloace de transport. Străzile sunt destul de mari pentru că ele sunt, în oraș vorbesc, ele sunt trasate de pe vremea când era colonie franceză și sunt bulevarde foarte mari, dar încă neîncăpătoare pentru miile de scutere. Și când se pornește verdele la stop, ai impresia, dacă privești cumva mai de departe, că este o invazie de lăcuste. Vietnamezii sunt, cum zicea o prietenă de-a mea, micuți, negricioși, mă, dar tare muncitori. Într-adevăr, tare muncitori, pentru că și ei, știți, au avut parte de război și ce au putut să realizeze. În Vietnam, în afară de viața ca atare pe care am văzut-o plimbându-ne pe stradă, am avut parte de trei excursii. Una, se cunoaște orașul și am intrat în Muzeul Războiului și o să vedem niște imagini de la războiul Vietnam în Muzeul Războiului. După aceea, în niște temple, o plimbare în delta Mekongului și ce au putut să facă oamenii aceștia să atragă turiști acolo. Nu-ți vine să crezi. Ce au putut să facă? Ce au putut să facă? Spre exemplu, într-una din insule unde am avut popas, un anume apicultor are câțiva stupi la vedere pe care ți-i arată și după aceea te invită să guști niște produse pe care le are de vânzare acolo. Sau în altă parte, o mini manufactură de caramele din lapte de cocos pe care ți le arată acolo cum se face așa ceva și, bineînțeles, degustarea. Aceste mici manufacturi fac deliciu plimbării, care se termină cu, nici nu se putea altfel, cu un prânz tradițional. Ce înseamnă un prânz tradițional în Vietnam? Prânzul tradițional înseamnă o gustare cu ceva cu pește, apoi un bol mare de orez și cu o friptură de porc, fără niciun pic de pâine. Deci pâinea este aproape în toate țările astea, pâinea este o rară avis. Nu prea există pâine, doar dacă ceri în mod special. Și cu muzică. Fără muzică nu se poate. Iar o altă excursie a fost în tunelurile Cuci,
care se întind pe 200 de kilometri, unde vietnamezii au rezistat și de unde au atacat pe americani în timpul războiului. Și aceste, iată, mai vorbeam noi, despre ceea ce poți să faci să atragi turiștii. Din cei 200 de kilometri, câțiva kilometri sunt amenajați special pentru vizitare. Și tunelurile sunt complet întunecate, fără niciun pic de lumină. Locuri unde mergi în patru labe și s-au cocoșat așa cumva, pe vine. Din cei 10 turiști care eram în grup, doar colega mea și cu mine, Ruxi și cu mine, am avut îndrăzneala să ajungem în aceste tuneluri. Și sinceră să fiu, am avut pentru prima dată, deși eu nu sufăr de claustrofobie, poate altceva a fost de vină, nu știu, dar la un moment dat, chiar când mai erau cam mers prin tunelul ăsta, știu eu, cât vreo 102 de metri, chiar când aproape să ieșim, am avut niște palpitații teribile și mi era teamă că în viitoarele secunde voi leșina. Iar tunelul era doar de o persoană, deci dacă eu leșinam, toți din spatele meu s-ar fi alarmat întuneric best, n-ar fi știut ce se întâmplă. Știu eu cumva, mi-am mobilizat toate forțele ca să trec mai departe de așa ceva. Și să revin, deci iată, ei au reușit să pună în valoare trecutul lor, automat se vorbește despre război și este vizitabil. În toate țările din Orient există o mare lejeritate în privința religiei. Poți să fii budist, să fii creștin, poți să fii hindus, nu contează. Ca dovadă, în drumul nostru către aceste tuneluri, ne-am oprit la un templu, Kaodai se cheamă, o religie recentă, recentă în sensul că a apărut în al doilea deceniu al secolului trecut. Este un amalgam de religie hindusă, budistă și creștină. Da. Mă rog, acum, sigur, creștinismul este o religie liberă și îi primește pe toți cei care vor să se boteze, să se creștineze și cred că este bine așa. Știu că, spre exemplu, în India există mai multe caste religioase și nu te poți căsători decât cu o persoană din casta respectivă. Prin reîncarnare poți accede într-o castă superioară și așa mai departe, pentru că știți foarte bine că ei cred în reîncarnare. Și în Malaezia și în Indonezia încă se mai păstrează, în cazul în care totuși tinerii vor să se căsătorească, fac parte din caste diferite, rup legăturile cu familia și de o parte și de alta, exact. Și nu sunt prea bine văzuți. Și cred că sigur a venit vremea să mai trecem peste aceste bariere, pentru că sigur și eu mi-aș dori, sunt părinte și mi-aș dori, mă rog, copiii mei să se căsătorească cu persoane de aceeași religie. Și sigur și același cult, să fie chiar ortodox, m-aș bucura foarte, foarte mult, dar fără îndoială că este dreptul fiecăruia să aleagă, însă un rol important îl are educația, nu? Și din familie și de la școală. Și cred și sunt necesare, în opinia mea, orele de religie, dar nu trebuie să depășim acea latură, să trecem dintr-o extremă într-alta. Adică, da, depinde și cum se face religia, să se bazeze mai ales pe principiile religiei, absolut, să înțeleagă că aproape toate religiile sau chiar toate religiile monoteiste au la bază un cod de bună purtare, să zicem, de educație, care nu poate să strice nicăieri. Absolut. În toate religiile te învață să fii bun, să fii înțelegător, să fii iubitor, să nu furi, să nu minți. Absolut. Și atunci absolut. Ce te poate învăța rău o religie? Absolut. Sigur, repet, într-o lume care tinde să se globalizeze, nu vorbim de globalizare, de multiculturalism, sigur, este dreptul fiecăruia să-și aleagă, nu? Calea.
Să repet, suntem creștini ortodoxi și biserica a reprezentat foarte mult în istoria noastră, nu a românilor, și ne-a A menținut, fost să un zic eu, for de cultură, acolo a fără apărut îndoială, școala fără la îndoială, început. fără îndoială, însă iată că sunt și situații, cum este exemplul pe care l-ați dat mai devreme, nu? Religii mai noi și și în spațiul european există astfel de tendințe, nu? Sunt fel de culte neoprotestante și nu numai, mă rog, n-aș vrea să intrăm în amănunt, dar există și astfel de cazuri în Europa, nu numai în Orient. Dar, sigur, sunt extrem de interesante pentru noi pentru că ne sunt aproape necunoscute. Ne raportăm la lucrările lui Mircea Eliade, nu? Istoria credințelor și ideilor religioase și la Este alte. altceva când le vezi la ei acasă. Absolut, absolut, fără îndoială și de aceea, haideți să ne mai împărtășiți din experiența dumneavoastră. Să trecem mai departe, nu Vă rog. înainte de aș aminti ceva, poate că pentru mulți ceea ce spun acum poate ar fi incredibil și așa a fost pentru noi acolo. Când am trecut în Coreea, n-a existat localitate. Pentru că noi am făcut toată Japonia și toată Coreea pe jos. Deci am văzut N orașe pe jos, în sensul cu mașina Da, mergând, adică înțeleg. pe terestru, nu cu avioane. Cu avion am mers doar între Japonia și Coreea, în rest am fost cu autocarele. Și în drumul nostru n-a existat oraș sau sat în Coreea în care să nu se ridice deasupra caselor celorlalte cât o turlă de biserică. Ne-a venit să credem, pentru că în Coreea peste 37% din coreeni sunt creștini, creștini catolici. Da. Este foarte bine, sigur. Și este foarte bine. Da. Știu că și în China sau și nu numai, și în Orient, mă rog, s-au În desfășurat niște Bangkok am văzut o mulțime de biserici în Bangkok. evanghelizări, să spun așa, pentru că, sigur, creștinismul a început să prindă și în Orient și chiar discutam într-o altă emisiune cu profesorul Gemil Tassin, apropo de ceea ce se întâmplă în zilele noastre cu migranții din Irak, din Afganistan, din Siria, nu? Și sau refugiații mai exact, dar și migranții din ei, știm că vorbim și de migranți economici, nu? Cei care vor să vină în Europa pentru un trai mai bun, pentru câștiguri Așa mai cum au bune, plecat sigur și că da. românii, firesc. Absolut, absolut, din nordul Africii și chiar ne gândeam ce interesant ar fi ca, mă rog, poporul chinez să treacă la creștinism. Sigur, acum Nu știm știu, foarte bine slavii și chiar dădea eu domnul sunt, Gemil Tassin dădea un exemplu da. atunci că și așa s-a și întâmplat printr-o decizie politică, slavii practic au trecut la Da. creștinism, Păi, dar nu? nu numai. Ruși în general, nu? Aproape toate Și popoarele din sigur că Europa, da, absolut. de mâine sunteți toți creștini, Sigur că da, mai puțin poporul român, știm știm, foarte bine. sigur, poporul român are o tradiție, mă rog, cel puțin Dobrogea, eu așa îl consider că este un tărâm apostolic, pentru că Sfântul Apostol Andrei spune că a călătorit prin Dobrogea, dar popoarele venite mai târziu, nu, slavii, și mă refer în special la ruși, care au trecut într-adevăr toți dintr-o dată, nu, sau bulgarii și tot prin decizii politice, iată că au îmbrățișat creștinismul și zic că nu a fost rău. Sigur, pentru noi important este edictul de la De la Milano, din Milan. 313, nu, de la Mediolanum, în care creștinismul a fost recunoscut ca religie, nu, în statul roman, dar nu numai pentru că alături de creștini, sigur, puteau să, adică în continuare și politeiștii puteau să trăiască și să se roage La zei. la zei, nu, dar a fost recunoscut ca religie oficială în Imperiul Roman, statul roman. Haideți să vedem din experiențele dumneavoastră. Da, vă întreb. Legat de religie, dacă Da. tot am vorbit de religie, este adevărat că în drumurile mele în Orient
M-am oprit alături de parteneri de excursie în N temple, temple budiste, temple hinduse și taoiste. Peste tot am constatat o curățenie. Cum să spun, nu curățenia neapărat care ține de loc, dar simțeai în jur că este ceva pur. Acele bețișoare care ard permanent, atmosfera respectivă, nu înghesuială, nu bulzeală, ci, spre exemplu, mai multe temple au partea din față deschisă. Dat fiind că toate sunt în zonă caldă, nu e nevoie de un perete. Deschise. Și te duci, te descalți, că fără asta nu se poate. Stai în templu cât dorești și apoi ieși. Statuile de peste tot sunt extrem de bine îngrijite. Și nu numai îngrijite, poleite în fiecare zi. În ce sens? Spre exemplu, în Thailanda. În Thailanda sunt câteva statui ale lui Buddha care sunt renumite. Este vorba de o statuie a lui Buddha din smarald, care are doar 50 de centimetri, dar având o vechime de sute și sute de ani, e cumva ținută la loc de cinste. O statuie asemănătoare a lui Buddha o întâlnisem deja în Cambodgia, în pagoda de argint din capitală. Statuile lui Buddha sunt, ziceam, aurite permanent. De ce spun așa? Există de vânzare în magazine niște fâșiuțe mici de aur, ce spun acum în mod sigur că multă lume nu știe. Nici eu nu știam până atunci. Niște fâșiuțe mici de aur care sunt puse pe un suport de hârtie, dar ele sunt cu lipici pe spate. Se deslipesc acele hârtiuțe și se așează pe statuie. Deci se cumpără hârtiuțele acestea cu fâșiile de aur și se pun pe statuie, Și se ce mângâie. simbolizează? Ca o ofrandă Ca o ofrandă, adusă Buddha, lui în Buddha, da. general, este îmbrăcat într-o eșarfă. Eșarfă care se schimbă, depinde de tradiție. La câteva zile, periodic, la anotimp sau știu eu cum. A pune fâșiuța aceea pe o statuie neîmbrăcată cu eșarfă înseamnă a îmbrăca statuia, ți aduce ofranda. Toate statuile din Thailanda pe care le-am văzut a lui Buddha și ale ucenicilor lui Buddha au asemenea fâșiuțe. Deci fâșiuțele acelea ajung să fie în straturi foarte groase. Și Foarte interesant, vorbind da. de Buddha, în Thailanda există un Buddha în Bangkok, într-un templu care are 4 tone și jumătate de aur. Și care a fost descoperit printr-o întâmplare. În ce sens? Prin anii 50 au vrut să recondiționeze un templu, au trebuit să scoată statuia de acolo. Statuia era îmbrăcată în ipsos. Deci era o statuie imensă în ipsos. Și întâmplarea a făcut să nu se fi legat foarte bine chingile la macaraua respectivă și a căzut. Toată lumea s-a speriat că s-a spart statuia. Dar ca să vezi minune, substratul acela de ciment sau de tencuială a apărut strălucirea aurului. Fantastică, Și era da. într-adevăr de aur. Și tot în Thailanda, în vechea capitală Ayutthaya, care are o istorie fantastică și prin fonduri europene, pentru că fonduri nu ar, din UNESCO sau ce? UNESCO, pentru că este pe lista UNESCO, patrimoniului, s-au recondiționat foarte multe temple și este una dintre statuile cele mai mari din statuia lui Buddha culcat, care are 20 de metri.
dar nu asta e cea mai mare, ci o alta, tot în Bangkok, care are 45 de metri lungime și 15 metri înălțime, tot o statuie culcată. Și tălpile lui Buddha sunt cam de un metru și ceva, talpa este de un metru și ceva, chiar am o poză cu mâna pe talpa lui Buddha. Deci iată ce înseamnă religia, dar m-am luat cu vorba și vorbind despre asta, tot religia a făcut să apară ceea ce putem admira și ne mira în zilele noastre. Este vorba de Borobudur, cel mai mare templu budist. Văzut de sus, este o mandala circulară într-un perimetru pătrat. Și cel mai mare oraș sanctuar este Angkorul din Cambodgia. Pentru că mai avem doar 3 minute din emisiunea noastră, foarte pe scurt despre minunile din Cambodgia sau ce v-a impresionat în Cambodgia. A trecut așa repede timpul? Păcate, da. În Cambodgia, în primul rând, Angkorul. Deci Angkorul care a strălucit, este civilizația khmerilor, a strălucit o bucată de vreme, adică câteva sute de ani, și din păcate s-a prăbușit pentru că urmașii n-au mai știut să întrețină canalele de irigație, bazinele de captare a apei, fără de care viața dispare. Și așa a dispărut, dar a rămas acest oraș superb. În Angkor, vizita este cea mai scumpă vizită pe care am avut-o eu vreodată, 20 de euro pentru o zi. Și mai plătești alți euro pentru rickshaw-ul care te duce, pentru că suprafața este un oraș. Deci Angkorul este un oraș. Oraș pe care trebuie să-l vezi templu cu templu și distanțele fiind mari trebuie să mai plătești un rickshaw. Deci este cea mai scumpă, dar merită cu prisosință. Noi ne-am dus la răsăritul soarelui și am prins apusul soarelui, care înseamnă ora 6 dimineața și înseamnă ora 6 seara, pentru că ziua este 12 ore. Iată, minuni pe care mulți ar dori să le vadă, nu? Dar din păcate, mă rog, nu oricine poate să ajungă în aceste colțuri ale lumii, de aceea, mă rog, ne bucurăm de prezența dumneavoastră în această emisiune, pentru că sigur, aveți experiența, ați călătorit mult, ați scris destul, nu? Și sper că nu o să vă opriți aici, pentru că bănuiesc că urmează și alte destinații, poate unele doriți să le revedeți, nu? Sau altele pentru prima dată să le vedeți. S-ar putea unele să le revăd, de adevărat. La vară voi ajunge din nou în Sicilia, în Palermo, care știm foarte bine este legat de Bălcescu. Dar vor fi și destinații noi. Sigur. Dar nu așa de îndepărtate cum au fost acestea. Adevăr, pentru că, sigur, o călătorie de 16 ore cu avionul nu este chiar comodă, sigur, și trebuie să ai și o starea de spirit necesară și sănătatea să te ajute până la urmă. În primul rând, sănătatea. Absolut, da. Eu mă bucur încă o dată că ne-am reîntâlnit, iată, la emisiunea Călători printre dosarele vremii și vă mai aștept și cu altă ocazie să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră, pentru că, mă rog, cum spuneam și mai devreme, ați călătorit mult, ați scris mult și mai aveți încă multe să ne spuneți. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și sper să ne revedem. Și să, de ce nu, după ce am călătorit în Extremul Orient, fugar în câteva țări, data viitoare să călătorim în America Centrală și în America de Sud, tot în zone importante, istorice, geografice și, de ce nu, religioase. Sigur, de ce nu. Doamnelor și domnilor, punem punct emisiunea noastră de astăzi, pe săptămâna viitoare.